Trebuie să recunosc că mi-am dorit foarte, foarte, foarte mult timp mașina asta. Am zis înainte să-mi cumpăr talismanul că mi-am dorit foarte mult un Megane 4. Însă iată că a venit ziua și momentul în care o să filmez un Megane 4, însă un Megane 4 mult mai special. Și o să vedeți în acest episod de ce este special, pentru că are o configurație mai diferită, este o motorizare mai diferită. Dar toate astea vin la un pachet și cu un preț puțin mai ridicat față de un model de serie, să zic așa. Și ăsta este de serie, dar nu foarte multă lume l-a cumpărat de nou, pentru că a fost puțin mai scump. Și avem, în primul rând, săpunul, cum vrea să zică fiecare la cheia asta. Unii zic că e săpun, alții zic că are diferite forme. Cartelă, săpun, cum vrea fiecare să zică, este și de pe talisman, ca gear, cam la toate mașinile din grup se folosește. Și este un Renault Megane din 2018, varianta GT, 1.6 benzină, 205 cai. Iar dacă mergem în partea din față de aici, avem farurile astea LED Pure Vision, mașina s-a descuiat pentru că ne-am apropiat de ea. Farurile astea de zi LED, iar dacă apăsăm pe butonul magic se aprinde și farul cu faza scurtă. Având în vedere că este varianta GT, oricum are diferite particularități, una dintre ele fiind grila asta, care este modificată și arată cam așa. Avem radarul ăsta mare pentru că mașina dispune de distronic, frânare de urgență și mai multe sisteme de siguranță. Ăsta este butonul magic ce se aprinde farurile în cazul în care pierzi mașina prin parcare, pentru că se poate întâmpla. Grila asta o schimbă foarte, foarte mult și o face, oricum și bara pe față este modificată la GT și o face mult mai agresivă. Avem senzori de parcare. Astea sunt jantele pe iarnă pe 17. Ea putea veni echipată de fabrică cu alte jante mult mai agresive care le dau mult mai bine, dar astea sunt jantele de iarnă pe care a ales proprietarul să le pună pe ea și dau destul de bine. Mașina pe negru mi se pare că arată foarte, foarte bine. Și ce îmi place foarte mult și mi-a plăcut dintotdeauna când am văzut mașina asta a fost spatele. Mi s-a părut un design mult mai diferit față de ce era în generația asta pe piață. Avem aici Renault Sport, avem cameră marșalier, avem difuzorul ăsta care arată și el foarte, foarte bine. O să dăm și o tură cu mașina să vedem exact cum se mișcă. Avem aici sigla GT. Am mai condus 1.6 diesel 260 de cai GT Line-ul, care la fel este mai rar pe Megane, dar există. Însă un GT pur sânge nu am mai condus. Și că tot vorbeam de butonul magic, spatele ăsta îmi place foarte, foarte, foarte mult și am zis întotdeauna că cred că este unul dintre cele mai reușite sau cele mai frumoase hot hatch-uri din categoria ei. Iar mașina asta este și pusă la vânzare, o să vă las eu anunțul în descriere să vedeți exact prețul și dotările și tot ce are această mașină și cu ce se laudă. Pe spate arată cam așa, mașina dispune și de for control, deci roțile spate virează și ele. Avem aici sigla for control. Nu pot să mă abțin, trebuie să mai apăs o dată pe butonul magic. Difuzorul ăsta îmi place foarte mult, la fel și evacuarea. Ajută foarte mult mașina și o face mult, mult mai agresivă și v-am zis, pe negru mi se pare că arată foarte, foarte bine. Altă particularitate la modelul ăsta GT, avem aici pe aripi, unde de obicei se pune inițiale Paris la talisman, avem Renault Sport, doar că mașina beneficia de un polish, iar cel care a făcut polish nu a fost foarte atent și n-a mai rămas chiar Renault Sport în totalitate. Janta pe față aici arată cam așa. Iar după cum am zis la început, mașina dispune de farurile astea full LED, LED Pure Vision. Interiorul mașinii astea a fost de multe ori blamat și multă lume s-a plâns de el că ar fi slab calitativ sau că ar fi, nu știu, puțin mai diferit față de restul și poate de asta mulți nu și-ar cumpăra mașina asta, însă mie personal îmi place. Avem aici comenzile exact ca la talisman pentru geamuri electrice, reglajele pentru oglinzi. Avem, ca tot au orbit anterior de sisteme de siguranță, avem aici alertă la unghiul mort. Iar în interior arată cam așa. Pentru cei care au talisman sau vor să-și cumpere, știu că luminile ambientale la talisman sunt pe subbord, iar aici la Megane sunt pe lângă schimbătorul de viteze și pe uși, la fel și în spate. Dar având în vedere că este un hatch, nu este foarte, foarte spațios. Îmi plac și inserțiile astea pe aici. Bancheta arată bine, avem și o cotieră. Scaunele sunt
tip scoică, iar aici avem Renault Sport. Scaunele arată cam așa, exact așa sunt și pe GT Line. Arată și ele foarte bine, de obicei uzura este aici, însă mașina are 53.000 de kilometri, deci nu poate avea uzuri foarte, foarte mari. În 2018, dacă optai să-ți cumperi un Renault Megane GT, o configurație precum asta probabil a costat undeva la 25.000 de euro, dacă nu chiar mai mult. În orice caz, având în vedere situația actuală globală, probabil costă mai mult acum să cumperi o configurație similară precum asta. Cam asta primeai la interior. Avem aici siglă cu Renault Sport, luminile ambientale, scaunele tip scoică cu sigla GT Line, scaunele sunt oarecum sport. Avem aici frână de mână electrică, pilot automat, limitator de viteză, multisensu, navigația mare specifică stilul Renault. Foarte multă lume a zis că s-a copiat designul după Tesla. Acum, discutabil. Avem Distronic, avem GT aici. Uzura este foarte, foarte, foarte mică. Totuși, este vorba despre o mașină cu 53.000 de kilometri. Eu, care am avut talismane multe pe mână, sau talismanuri multe pe mână, trebuie să recunosc că padelele astea probabil ar fi dat bine și pe un talisman. Într-adevăr, ca să-l citesc pe prietenul meu 99 Vehicles, padelele sunt încete și poate că nu și-au locul pe o mașină de genul ăsta, o mașină de serie. Însă, la o mașină ca asta, 1.6, având în vedere că este și o mașină relativ ușoară, 205 cai probabil se simt bine. Că tot vorbim de dotări, îi lipsește trapa, îi lipsește head-up display-ul și cam atât, cred. Avem o cutie automată în 6 trepte, avem start-stop, parcare automată, încălzire în scaune. Nu știu sincer dacă astea veneau cu ventilație, cred că e doar pe talisman. Ceasurile digitale, care sunt specifice Renault, avem aici funcția pentru a ne arăta în mers câți cai și câți newton metri folosim. Bineînțeles, cred că avem și întrebarea românului, dar probabil trebuie să o pornim. Ba nu. Întrebarea românului, cât consumă? 7,4. Conform spuselor proprietarului, mașina asta poate ajunge și la un consum de 5% la mers foarte, foarte lejer și în modul eco, dar asta la drum lung. Iar în oraș poate ajunge probabil și la un 10-12% dacă se merge foarte agresiv cu ea. Și o mașină mișto, are sistem audio Bose, se vede acolo și avem și pe uși. E o mașină interesantă, dar după părerea mea, clientela la o mașină de genul ăsta este foarte restrânsă și poate că multă lume la rege un Golf GTI sau ceva din aceeași clasă, însă o altă marcă. Însă, după părerea mea, mașina asta cred că îți oferă cel mai bun raport preț-calitate, putere, întreținerea, din ce mi s-a spus și mie, o revizie normală ar fi undeva la 4-500 de lei, nu în reprezentanță, ci la un service autorizat. Aici mă refer la filtre și ulei. Probabil dacă este vorba despre ceva mai costisitor, ar fi un pic mai scump. Din câte știu, mașina, și ce mi-mi place, are cusăturile astea albastre pe ei specifice de GT. Mașina este încă în garanție sau încă dispune de un pachet de 0 griji, 0 costuri pentru revizii, pentru că, după cum ziceam anterior, este un rulaj destul de mic al mașinii, oricum vă care viteză medie de 56 de km pe oră, ceea ce înseamnă că totuși nu s-a mers chiar încet cu ea și o medie de 7,4 nu mi se pare deloc mare, adică să zicem că undeva la 8% real, cu o viteză medie destul de mare, probabil și eu cu mașina mea undeva la 6-7%, adică să fie diferență doar de un litru, un litru și ceva, nu mi se pare mare, însă e diferența de gabarit, pentru că mașina mea are aproape 2 tone, iar asta are o tonă și un pic, deci acolo probabil este diferența. Dar suficient cu interiorul și dotările, hai să ne uităm puțin la motor, hai să pornim să vedem cum sună. Probabil și evacuare destul de interesantă, pentru că nu este o mașină, să zicem, pe care o cumpără toată lumea și automat trebuie să aibă anumite particularități pentru a te face să o cumperi. Hai să ridicăm capota, ne uităm puțin la motor, o pornim și urmează să facem și un test drive cu ea, pentru că am văzut mai multe persoane în comentarii care mi-au recomandat să fac mai multe povuri, pentru că mulți pentru asta s-au abonat și va apărea și un pov cu mașina asta, pentru că și eu sunt curios cum se conduce, sunt curios cum se simte for controlul pe mașina asta și ce reprize are, pentru că aș vrea din anumite puncte de vedere să o compar cu Golful 7 GTI pe care l-am adus la comandă. Găsiți clip de prezentare cu ea pe canal. Sunt sigur că există o diferență între ele, dar este și o diferență de preț. Hai să vedem motorul. Și bineînțeles cum este cel mai bine unui Renault. Hai să vedem haterii Renault în comentarii, bineînțeles cu capota ridicată.
Ei bine, ăsta este motorul de pe Renault Megane 4 GT, 205 cai, 1.6 benzină. Mulți zic că este forțat, mulți zic că nu este fiabil, mulți zic că are probleme. O să vedem când o să dăm și o tură cu ea, să vedem dacă merită compromisul ăsta. Deși dacă vrei totuși un hatch care să n-aibă taxe foarte mari, pentru că e vorba de un 1.6, care să consume decent, care să arate bine, pentru că după părerea mea, cum am zis și anterior, Megane 4 la capitolul design, în orice caz, față de modele anterioare de Megane, a rupt gura târgului, după părerea mea arată foarte, foarte bine. Mă rog, e oarecum similar și cu alte modele, dar e un motor mai rar și chiar sunt curios dacă printre voi sunt oameni care au condus motorul ăsta sau mașina asta, bineînțeles și motorul pe alte mașini, cum li s-a părut ca și reprize, cum li s-a părut ca și consum, cum li s-a părut cum se conduce pe total. Așa că hai să o pornim, să vedem cum se aude. Avem și keyless, în cazul în care omisesem anterior. Și apropo de ceasuri, au o mică temă cu sigla DR, să zic așa. Sunt puțin specifice. Și hai să vedem cum sună motorașul ăsta. Eu fiind obișnuit cu diesel, mi se pare foarte, foarte liniște. Și cam așa sună motorul ăsta de 1.6. Bineînțeles, eu fiind obișnuit cu 1.5, 1.6 diesel, motorul ăsta mi se pare ceva mai diferit față de ce văd zilnic și ce se cumpără zilnic. Însă e o mașină foarte frumoasă, probabil cele mai frumoase culori pe care le poți cumpăra pe mașina asta ar fi negru ăsta și albastru, închis cel specific de GT Line. Însă, nu știu, v-aș întreba și pe voi în comentarii să-mi răspundeți de curiozitate ce ați alege între Megane 4 GT și un Golf 7, bineînțeles comparat și prețurile. Bine, oricum o mașină ca asta în Germania, probabil dacă e să o cumpere de la un proprietar privat care o are de nou, probabil costă ceva la kilometri ăștia, că până la urmă n-ai dat o sumă măricică de bani pe un Renault, n-ai mers cu el și o să dai pe preț de nimic. Așadar, așteptările voastre în comentarii cu privire la mașina asta, ce părere aveți despre ea, cum vi se pare, dacă v-ați cumpărat, de ce, dacă nu, de ce. Iar anunțul cu vânzarea mașinii îl găsiți în descrierea acestui clip. Noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!